Să difuzez cel de-al doilea reportaj. Să te simți în siguranță, să îi poți proteja pe cei dragi este normal, însă nu vi s-a întâmplat să fiți puși în situația să nu puteți riposta în fața agresorilor? Câți nu s-au gândit în astfel de momente la un pistol? Statisticile arată că la sfârșitul anului 2010 peste 70.000 de persoane aveau o armă letală, în timp ce numărul celor neletale era de peste 63.000. Anul trecut, mai mult de 5.000 de persoane au depus cerere pentru obținerea unui permis. Așadar, legea permite deținerea de arme și muniție, însă în anumite condiții. Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a obține un permis, care sunt categoriile de arme care pot fi folosite în mod legal și ce riscă cei care cumpără de pe piața neagră, aflați în interes general de astăzi. Înainte de a vă prezenta cel de-al doilea invitat pentru subiectul 2, am avut încă multe întrebări de la Cluj, de exemplu, din Arad, peste tot, care se referă la Casa Verde, la oameni care stau la ultimul etaj. N-am cum să vă spun acum răspunsul, dar sigur, cu prima ocazie, vă vom răspunde. Mulțumim pentru atenție, să vă prezentăm cel de-al doilea invitat, domnul comisar șef de poliție Constantin Crumezescu, directorul Direcției Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase din IGPR, Ministerul Afacerilor Interne și Administrației. Bine ați venit! Bună seara! Noi am vrut, chiar după Revelion, după ce au fost evenimentele cu pocnitori și cu toate alea, dar n-am avut emisiune. Așa că acum a venit momentul. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Care este situația? A fost mai bine de acest Revelion, de aceste sărbători, decât anii anterior sau? Pornirea de materiale pirotehnice a fost mai bine. Am avut mai puține evenimente. Asta înseamnă că acea legislație care spune să se vândă materiale de acest gen decât în ultima perioadă a anului e bună de rezultate? Da, este foarte bună chiar. Și a dat rezultate. Și numărul de accidentați a scăzut foarte mult anul ăsta, deci nu am avut nici accidentați, nici evenimente deosebite. E foarte bine. Să revenim la ceea ce spun toți oamenii, inclusiv domnul Rezărnescu a revenit și spune așa că propune pentru examinări draconice pentru doritorii de permis de portarmă. Examen psihiatric și psihologic trimestrial. E cam problematic, nu e rău ce zice domnia sa, dar nicăieri în lume nu te duci în fiecare la 3 luni să faci un astfel de control. Nu cred că necesită treaba asta, să facem din 3 în 3 luni, având în vedere că la ora actuală în România sunt 139.556 de posesori de permise de armă. De când sunt la această direcție sau acest serviciu arme al capitalei, deci de 20 de ani, nu am avut niciun eveniment cu arme legal să folosească la vreun jap sau vreo târhărie. Deci nu necesită. Cetățenii care vin și iau arme de autoapărare, de vânătoare sau arme neletale cu pistoale cu bire de cauciuc, noi îi trimitem, facem o testare psihologică, o vizită medicală, ne aducem un cazier, facem toate verificările, inclusiv la domiciliu, dacă este cunoscut ca o persoană recalcitrantă sau nu. Și atunci înseamnă că, de regulă, au dreptate cei care spun că, de regulă, ar trebui părțile astea draconice să fie mult mai accentuate pentru cei care posedă ilegal astfel de arme și care sunt mulți în fiecare țară, nu numai la noi. Care posedă ilegal, dar nu putem să vină cu vizita medicală, că nu știm. Evident că nu se pune problema, dar se pune problema ca pedepsele pentru ei. Pedepsele sunt destul de mari. Sunt foarte mari. Până la 12 ani, vă dați seama, pedepsele sunt foarte mare. Dacă folosește o armă... Comparativ cu alte țări, cum e, domnul comisar șef? Comparativ cu alte țări, suntem pe ultimul loc la posesori de permise de armă. Și inclusiv și la jafuri și la... Asta și pentru și faptul că noi nu acceptăm să dăm drumul la arme-arme, nu? Păi am dat drumul la arme-arme, pistoale... Nu, mă refer la cele cu glonț. Letale. Acele cu glonț poate fi deținute deocamdată de către... Demnitari, de către ofițeri, procurori, judecători, persoane care implică... Asta nu se mai întâmplă nicio țară din lume. Inclusiv țările din fostul bloc comunist au dat drumul. Au dat drumul, o să dăm drumul și noi. Am dat drumul când s-a schimbat legea, a apărut legea 295 în 2004. Am lăsat la liber pistoalele cu bire de cauciuc și cu aer comprimat. Și ați văzut o perioadă cum se trăgea pe stradă ca în vestul sălbatic. Și atunci, în 2008, am scos o ordonanță de urgență, ordonanța 26 din 2008, prin care le-am cerut, toți care au obținut aceste autorizări, au fost autorizați să țină pistoale cu bire de cauciuc și cu aer comprimat, să prezinte la organul de poliție, a avut timp un an de zile, să înscrie aceste arme în permisul de armă. Și atunci ne aducea vizita medicală, cazierul și toate documentele necesare. Până atunci venea numai cu buletinul și am obligat să-i dăm, și fără cazier, obligat să-i dăm... Nici asta nu e normal. Deci nu făceam niciun fel de verificare. Da, da, da. Dacă ceream cazierul, te dădea în contențios și câștiga. Da. Că dacă legea spune fără cazier, așa. Și atunci am fost obligat să scoatem ordonanța asta. Și acum, dacă folosești această armă, este infracțiune de la 6 luni la 3 ani.
Am propus acum niște modificări la lege să îi suspendăm dreptul pe perioadă de 5 ani să nu mai voie să mai dețină arme. Și atunci începem să... Nu acum cum să folosești o armă ilegal, hai să nasprim legea armelor. Dăm totul de aceștia care dețin legal și care sunt... Sunt oameni serioși, oameni verificați. Dar dumneavoastră, ca specialist, am înțeles că eu așa ca un cancan. Segal. Steven Seagal, unul dintre cei mai mari actori de filme de acțiune din lume, e foarte bun prieten. Și e foarte bun prieten pentru că a văzut în dumneavoastră, în domeniul respectiv, un foarte mare specialist. Totuși, mă gândesc, de exemplu, extrapolăm puțin. Sergiu Nicolaescu este, din punctul nostru de vedere, care l-am apucat foarte mult, este un simbol al cinematografiei. Omul ăsta în Parlament s-a zbătut foarte, foarte tare să fie și la noi, cum e în Germania, cum e în orice țară civilizată, accesul la un pistol cu glonț. N-a putut. Cine credeți că se opune la treaba asta? Sau care e problema care face ca să există o reminescență așa de alt gen? Totuși au avut un pic de reținere, dând liber la aceste arme cu bile de cauciuc care s-ar minere, care sunt puse motorizare. Vă dați seama că când am văzut care e situația, totuși am mai făcut o pauză. Urmează ca pe viitor să propune niște modificări la lege ca și anumite persoane să poate să dețină armă numai pentru autoapărare la domiciliu. Am înțeles. Domnul Costa din București zice, care sunt actele cerute pentru permis? Noi deja am afișat anumite coordonate de la direcția dumneavoastră, număr de telefon, site, chiar acum să văd acolo, așa că le pot lua de acolo, dar puteți să le spuneți pe noastră dacă se poate. Deci depinde de armă. Dacă vrea o armă cu bile de cauciuc sau armă cu aer comprimat, cere numai vizita medicală, avizul psihologic, cazierul, o taxă la trezoria de sector unde are domiciliu, 1.100.000 de ron sau 300, dacă vrea în regim de urgență, suntem obligați în 10 zile să-i dăm aprobare. Am înțeles. Domnul Dumitrescu din București spune că are din 74 o armă cu aer comprimat. Odată cu schimbarea legii, a trebuit să meargă la poliție cu arma și să dea anumite declarații. A observat că în cazul posesorilor de pistoale cu bile, care pot fi modificate pentru a trage cu bile de metal, nu se cere nimic. De ce? Păi nu, pentru bile de cauciuc, pentru gloanțe de cauciuc, cerem aceste acte. Și pentru pistoale cu aer comprimat. Dânsul a luat arma asta când nu era supus regimul autorizării, între timp s-a schimbat legea. Și pe declarație la notariat că arma nu este furată, noi o scriam în permis. Și a avut termen un an de zile să scrie această armă. Zilele trecute, domnule comisar și domnule director, s-a întâmplat ce a văzut o țară întreagă, că un pasnic, un nene, și-a făcut singur dreptate, avea permis de armă neletală, dar prin mașină avea și arme retezate, avea și... Când se întâmplă așa ceva, toți spun, la sfârșit, așa ca un leitmotiv, că se va supune rigorilor legii. Dar cred că ar trebui... Bine, mulți dintre privați aleargă după rating și doar atât. Lasă asta, lasă faptul senzațional și atât. Noi, televiziunea publică, trebuie să facem și asta. Să lămurim lumea unde a călcat legea pe cap, cât îl costă ce îl face, că poate atunci nu mai se joacă nici măcar în glumă cineva cu așa ceva. Avea permis de armă pentru o armă neletală, cu bile, sau cu gaze. Mai sunt care dețin și nu avea dreptul să dețină armă letală și atunci mai țin ilegal. Când sunt plâns și de la 2 la 7 ani este infracțiune... S-a propus iar mărirea pedepsei pentru treaba asta și ușor așa, ușor o să intrăm pe făgașul cel bun. Apropo de ce vorbeam la începutul intervenției noastre, de tiribombele acelea, știți, de sărbători. Există posibilitatea ca unele dintre persoanele respective să mai aducă și după sărbători astfel de lucruri, pentru că se întâmplă ca la anumite evenimente, te duci pe la țară, te duci pe undeva, să vezi foarte mult. Deci după sau cum se întâmplă, sau de ce se întâmplă. Da, după sărbători nu importă decât firmele autorizate. Societățile pe care sunt autorizate să desfășoare activități cu materii pirotehnice. Persoane fizice nu au niciun interes. Atunci ai bătălia, în luna decembrie, se duce, se câștigă bani la bani și asta e toată situația. De asta noi le-am dus în Bulgaria cam... La anumite persoane, nu am dat voie să le vând aici, vorbim de acele petarde, le-a dus în Bulgaria și din Bulgaria a dus și acum sacoșul înapoi lumea de la metro din Bulgaria. Am făcut și la vamă filtru, am trimis și în Bulgaria la metro să... Am găsit toate metodele și ușor așa e... Am înțeles. Cum estimați că va fi evoluția acestui domeniu, ținând cont de faptul că totuși lumea se mișcă și noi trebuie să facem la fel? Deci în domeniul al petardelor vorbim sau al armelor? Și al armelor, că aici am înțeles. Cum deci, e cu armele în continuare? În domeniul armelor nu este nicio creștere. A fost o creștere anul trecut, în 2010, datorită situației că a fost apărut ordonanța asta care veneau cu aceste arme cu bile de cauciuc pentru să le băgăm sub regimul autorizării, să le băgăm permis de armă. Deci nu avem nicio...
Am înțeles. Domnul Vasile din Piatra Neamț a fost subofițer de poliție, acum este pensionar. Își poate cumpăra un pistol cu glonț? Poate să-și cumpere dacă a trecut în rezervă din motive neimputabile. Să nu fie avut un dosar penal sau altfel. Numai că acum vine cu, îi trebuie un curs în domeniul armelor, care se face în anumite școli care fac aceste cursuri. Vine cu cursul ăla, vizul psihologic, vizita medicală, cazierul și o adeverință de la cadre unde a lucrat dânsul. Când a fost dat afară, când pentru a fost cine afară știe pentru probleme? Probleme, pentru... da, și atunci da. Suntem... La cât timp se face reevaluarea, domnule comandant, domnule director? Deci era la 5 ani am stabilit acum și în noua lege, la 5 ani se expiră permisul de armă acum și este obligat să se prezinte la expirarea termenului la organul de poliție să-și renuiască permisul. Cel care nu s-a prezentat îi se suspendă drept de mai ține arme și muniții. Adică alea, de exemplu, care au fost luate în 90 și care erau cu ștampilă, din 3 în 3 ani, vizită medicală... A fost din un an într-un an, după aia la 3 la 3 și acum la 5 ani se face. Ah, și dacă nu faci vizita respectivă la 3 ani... Nu, la 5 ani. La 5 ani stabilit. Nu se suspende inclusiv dreptul... Se declară permisul ca la cum n-ai vrea. Da, noi mai avea. Și atunci deții arme ilegală. Ca așa acum, tot la 5 ani se face, dar îi mai dăm un an, că n-a putut să vină, cât îi mai dăm dreptul la un an. Și după aia luăm o măsură care e greu de alergat după ei. Am înțeles. Care sunt statisticile care... Cum ne așezăm noi față de statisticile vecinilor, de exemplu, în acest punct de vedere? În părinte de arme suntem pe ultimul loc în Europa și aproape pe ultimul loc și în lume. Topul dețin Statele Unite ale Americii, care au 340 de milioane. Aș zice chiar de bandadă, nu... Da, în America asta e situația. Este zilnic, dar acolo, știți, consideră că e un drept câștigat cu 200 și o țărică de ani în urmă și n-ai cum să treci peste el. Au început și ei dar și acum asta, să... când vezi că un puști, nici nu știe cum îl cheamă, și iese cu AKM-ul sau cu CR și bărbierește o școală întreagă, mi se pare că și nu-i dă pistol, dar în schimb îi dă armă automat. Îi dă armă automat, are armă la părinți care le țin... pe unde le țin pe acasă, prin toate corturile. Dar în lume, și... domnule director, în lume, concernele astea ale armelor sunt foarte mari, foarte puternice. Ele au produsul lor intern brut, dacă e să luăm așa, venitul lor, profitul lor este mai mare decât produsul intern brut a unei țări, a unei țări mari. N-au făcut presiuni și la noi să se facă altfel, să intre, pentru că o piață de desfacere cu 23 de milioane, hai să zicem, mai plecat un milion, două, dar au rămas, să zicem, virtual 4 milioane, 3 milioane de cumpărători. Înseamnă extrem de mult. Da. Au pătruns pe piața, dacă poți da numele la firmă, e firma Walter. Nu, firme din Germania, Italia, Belgia, deci avem tot felul de firme care au pătruns pe piața românească cu arme. Da, dar au pătruns cu tiripliciuri de alea de speriat copiii și au pătruns cu de alea de foc de vânătoare sau de... Nu, cu pistoale cu glonț, puși de vânătoare cu glonț, deci cu toate tipurile de arme. Da, întrebări din continuare de la telespectatori. A revenit domnul Dumitrescu, spune că are pușcă din 74 cu permis de vânătoare. De un an se vând acele pistoale cu bile ABS fără autorizație. Pistoalele cu bile sunt pistoale alea de jucării pentru copii care nu ne interesează. Nu. Deci pistoalele cu bile cu gloanțe de cauciuc sau alea cu aer comprimat se vând numai pe bază de autorizație. Mai avem mai puțin de un minut. Domnul Ion din Gorj, în 2005 a achiziționat o armă de la un magazin specializat din Târgu Jiu, a dus toate actele, a primit arma acasă, după nu știu cât, a primit alice de la magazin, deoarece îi trebuia o altă aprobare. Anul trecut i s-a făcut doar dosar penal și a spus că va primi și o amendă de 1000 de lei. Acum este în proces. Ce trebuie să facă? Acum adus nu știu ce armă am luat. Armă de vânătoare, armă cu aer comprimat, că vă spune de alice acolo. Deci alice, probabil că poate e de vânătoare. Să nu spune de aboluri, de alea, și tot alice unii le spun. Dacă este armă cu alice, fi luat arma de un calibru și cartușe de alt calibru fi cumpărat. Am înțeles. Domnul Marius din Telorman, care sunt condițiile pentru obținerea de permis în cazul magistraților și cât costă? Permisul de armă costă autorizația 100 la 300 de roni și vizita medicală, cazierul și toate altele necesare. Și pistolul care... Costă după cât ai bani și ce vrei să depinde de marcă și depinde de... Domnule director, vă mulțumim mult pentru prezență și telespectatorilor pentru atenția cu care sperăm că ne-au urmărit. Rămâneți pe canalele televiziunii publice pentru că nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere!